Bine ați venit la Stax TV, o scurtă prezentare pentru Tesla Model 3 Performance de la Ring Freaks. Mașină care este de închiriat aici la circuit pentru doar, cât am zis, 150 de euro pe tur. 150 de euro pe tur, ca să și vorbim de autonomia mașinii, poate să facă două tururi foarte rapide, adică foarte rapide înseamnă sub 8 minute la Nürburgring, deci un pilot foarte rapid, sau 3 tururi de circuit medii, după care se poate încărca lângă circuit în doar 35 de minute. Poate să mai meargă iar pentru 2 sau 3 ture. Mașina este cu tracțiune integrală, dezvoltă 520 de cai și are 1780 de kilograme. Haideți să vedem ce dotări are specifice pentru a merge pe ring. În partea frontală vedem, în plus față de ce are mașina în pregătirea standard, acest echipament de remorcare care, cum vă spuneam în celelalte materiale, vine legat, nu vine niciodată dezlegat, și siguranțele pentru capot. Și autocolantul. Dar mergem mai departe la lateral. Hai să vedem portbagajul. Te uiți? Te uiți, da? Ești atent, da? Ești atent. Faci niște probleme. Ce fac acum? Foarte încăpător, putem să punem și o geantă de voiaj. Nu cred că mai poți să pui nimic aici în mine. Și pentru că m-ai întrerupt tu cu compartimentul tău, motor sau bagaje sau ce avem la mașinile astea electrice, nu știu unde se ascunde motorul și bateria și lucruri, vorbim de lateral și avem în lateral jante pe 18 BBS cu frâne mult mai mari decât cu ce vine Tesla în standard, plus o suspensie modificată și făcută special de oameni de la Ring Freaks pentru Tesla. Asta e lateral. Partea din spate vine cu următoarele modificări. Această cordelină de tractare și ea prinsă, bineînțeles. Închiderea pentru portbagaj de siguranță, de corsă, doamne, de aici. Da, nu. Umblăm aici, că strică mașina oamenilor și trebuie să o plătești. Plus aceste leruri care ajută foarte tare, dar da, a fost. Hai să vedem și interiorul. O, da. Ce înghesuială e aici. Da. Să vedem interiorul. Interiorul este dotat cu fețe de uși din carbon, suport pentru telefon, un strap din ăsta de tras de ușă, de tras închizătoare și butoane pentru geamurile electrice. În rest, n-am vrut. Am apăsat frâna din greșeală, probabil că a pornit mașina. Avem totul normal, cu niște roll cage peste tot și spuneam că este singura Tesla din Germania care se poate închiria. Este singura Tesla din Germania care are full roll cage în interior și scaune sport, centurii 6 puncte, stingător și aparat de filmat. Scuze, cred că senzația este unică în această mașină, performanțele fiind, așa cum le știți, extraordinare. Nu știu la momentul ăsta dacă putem să experimentăm mașina pe circuit sau nu, dar măcar v-am prezentat-o și ați văzut-o și știți că există și știți că o puteți închiria. Mergem să vedem și locurile din spate? Nu. Haide! Bine. Mergem? Da, bineînțeles. Hai să văd cum te urci. Aici se stă pe lung. Pe lung, așa. Se stă. Te bagi aici. Hai, mă, tu. Și tu... Stai bine. Dacă ai și o pernă, e bombă. Te-ai pus centru? Mi-o pun eu. Acesta a fost material? Acesta a fost materialul cu Tesla de la Ring Freaks.
www.ecoturism.de. Intrați aici pe site și vă faceți rezervare. E atât de simplu. Cam filmele alea, You Got Stuck? Nu. Scuipă-și tu pe mine.